Salut, prieteni! Bine ați venit la videotutorial.ro. Eu sunt Cristi și astăzi vom rula Android direct pe laptop, fără mașini virtuale, fără nimic. Pentru asta avem nevoie de un stick. Dacă nu știți cum se face stick-ul, o să vă las eu link-ul spre un tutorial al colegului meu, Adrian, în care v-a arătat cum se face un stick cu Android X86. Acum să pregătim laptopul. Trebuie să-l pregătim din BIOS ca să accepte acest sistem de operare. El în mod normal este configurat în boot mod UEFI. Haideți să vedem ce se întâmplă când bootăm în modul UEFI. Dăm F10, Save. Și acum o să apăsăm tasta F12 să intrăm în boot menu. După cum vedeți, în boot menu nu ne apare stick-ul, cu toate că el este conectat. De aceea trebuie să intrăm din nou în BIOS și să schimbăm oarecum setările. O să vedeți imediat ce trebuie să facem. La laptopurile mai vechi n-ar trebui să fie probleme, dar la laptopurile noi ele vin configurate de bază în modul UEFI. Și noi trebuie să schimbăm asta pe modul Legacy. Bineînțeles F10, salvăm și după aia apăsăm iar F12 ca să ni se afișeze boot meniul. După cum vedeți, acum au apărut toate dispozitivele după care putem să butăm și avem, bineînțeles, și cititorul de carduri cu cardul pe care este Androidul. Puteți să-l puneți pe un stick USB, puteți să-l puneți pe un card, puteți să-l puneți pe ce vreți voi. El o să buteze de pe orice, dar cardul de memorie, atenție, trebuie să fie băgat într-un cititor de carduri. De obicei, laptopurile nu au cititoarele de carduri incluse active în momentul în care butați de pe un live CD, de pe un stick și așa mai departe. Astea sunt recunoscute abia când se ajunge în sistemul de operare. În momentul ăsta, după cum vedeți, butează Androidul. Avem și fereastra de configurare. Haideți să încercăm să băgăm un stick, un mouse. Să vedem dacă îl recunoaște. Da, l-a recunoscut. După cum vedeți, a luat și mouse-ul. Lăsăm United States. Așteptăm o secundă. Se despachetează probabil niște fișiere ca să poată să ruleze sistemul de operare. O să aveți o surpriză când o să vedeți cât de bine se mișcă și cam care este punctajul în benchmark, o să vedeți imediat. O să vedeți că putem instala și aplicații, putem face foarte, foarte multe lucruri. Este foarte interesant cât de bine rulează Androidul pe laptop. Am rămas surprins, nu-mi vine să cred de viteza cu care rulează, o să vedeți și voi imediat. Însă trebuie să facem o chestie pe care am observat-o. Imediat ce intrăm în sistemul de operare, trebuie să scoatem setarea cu rotire automată a ecranului, pentru că este un dezastru în momentul în care se rotește. Știți că sunt aplicații de-astea care merg în modul portret și rotesc automat ecranul și atunci nu se vede bine. Acum o să încerc scuze un pic pentru că o să pun la cameră căpăcelul ca să nu vedeți voi setările mele de wireless. Ok. Am făcut setările de wireless, acum merg mai departe și o să-mi bag contul Google. Tot așa îmi cer scuze că o să fac chestia asta pe orbește. Așa, acum să băgăm parola. Ok, acum o să vă las și pe voi să vă uitați. Gata, am terminat. Nu ne interesează să facem backup. O să scoatem toate setările astea. Vrem să trecem cât mai repede peste ele. Nu ne interesează nimic din toate astea. Ok, am terminat. Acum mi-a venit un mail că m-am conectat. Mi-a venit un mail pe telefon că m-am conectat de pe alt dispozitiv.
Haideți că o să-l pun în modul avion ca să nu mă mai deranjeze. După cum vedeți, am terminat, s-a instalat, Android-ul rulează foarte bine. După cum vedeți, sunt și ecranele astea de configurare, totul este super, super rapid. Acum o să instalăm repede AnTuTu. Să vedem cam ce scor face. Telefoanele moderne, niciunul n-a trecut de, să zic, 70-80 de mii punctaj. După cum vedeți, instalează totul extrem, extrem de rapid, trece peste ele imediat. Nu stă deloc pe gânduri, rulează extraordinar de bine. Dacă ar fi făcute câteva modificări, pot spune că ar fi un sistem de operare foarte interesant pentru laptopuri. Test. Și am dat drumul la AnTuTu. Trebuie să vă spun că cel mai performant dispozitiv al meu care rulează Android este OnePlus One și a scos în AnTuTu vreo 48.000 și ceva, nu mai țin minte exact cât. Cam ăsta este punctajul. Haideți să vedem cât scoate laptopul ăsta. Trebuie să vă spun că este extrem de stabil, cu excepția sunetului. O să vedem imediat dacă acum am aceeași problemă cu sunetul pe care o aveam înainte. Am avut o problemă cu sunetul. Acum nu știu sigur dacă s-a rezolvat. Oricum vom mai insista asupra stick-urilor astea live cu Android pentru că sunt foarte interesante. Putem să le rulăm de pe un stick pe care îl ținem la chei sau putem să mergem la un prieten să îl instalăm chiar pe un hard disk. Putem să facem foarte, foarte multe lucruri. Este foarte, foarte versatil acest sistem de operare. Cu câteva chestii cosmetice așa putem să îl facem chiar folosibil până la urmă pentru absolut orice. Mai ales că suntem obișnuiți cu aplicațiile din Play Store. Acum știm cum să le rulăm, avem tot ce ne trebuie acolo, avem browser, avem YouTube, avem absolut orice. Și v-am spus, rulează extraordinar de repede, fără nicio exagerare. Pardon, fără nimic, rulează mult mai bine decât Windows-ul, mult mai bine decât Linux-ul. Se vede că este un sistem de operare light, un sistem de operare matur. Singurele probleme, astea sunt cu sunetul. Sunetul nu este întotdeauna, bine. Depinde acum, eu am avut conectate mai devreme și niște căști, am avut conectat și un microfon. Acum a început partea grafică, o să vedeți imediat cam cum se mișcă. Probabil ați rulat și voi AnTuTu pe telefoanele voastre sau pe tablete și vă dați seama cam cum rulează. Nu aici, că aici toate se cam mișcă la fel, dar când o să înceapă cu grafica mai complexă, acolo o să vă dați seama cam cum rulează. După cum vedeți aici avem 50-60 de cadre pe secundă, ca maximul pe care putem să-l obținem pe Android, deoarece este limitat, multe sunt limitate la 60 de cadre pe secundă. Acum avem 40-50 de cadre pe secundă în partea stângă jos, nu știu dacă vedeți voi foarte bine, abia văd eu. 44-46 de cadre, 47, niciun telefon nu se mișcă aici în felul acesta. Asta este absolut fluent, fără niciun fel de ezitare, fără nimic. Și trebuie să ținem cont că nu este super optimizat pentru hardware-ul ăsta. Android-ul inițial a fost conceput să funcționeze foarte bine pe procesoarele ARM. După cum vedeți, ăsta este punctajul, este la distanță foarte mare de absolut orice telefon. Depășește și cele mai performante telefoane și tablete, dar asta este de așteptat pentru că este un hardware extrem, extrem de performant chiar și pentru Windows. Asta este un procesor i7-4710HQ, un procesor extrem de rapid și după cum vedeți Android-ul se simte extraordinar de bine pe el. Haideți să încercăm și altceva, haideți să încercăm să instalăm și o altă aplicație, nu știu, jocuri. Nu știu dacă ăsta e un joc mare. Hai, Games. Un joc mare. Care este joc mare? Nu știu, ăsta o fi mare. Omega, e micuț, l-a și instalat. Ceva ăsta, Need for Speed.
sau asfalt. Asfalt 8. Asta e asfalt? Hai să vedem. Asta e o porcărie, nu e asfalt. Asta e asfalt. Ok. Și începe să descarci. Pe fundal se descărca și celălalt. Totul se mișcă, v-am spus, foarte, foarte bine și le descarcă extrem, extrem de repede. În timp ce facem asta, putem să ne apucăm de altceva fără probleme. Putem să deschidem browserul. Ok, și asta. Sunt într-o poziție foarte ciudată. Mergem pe videotutorial.ro. După cum vedeți, site-ul se încarcă fulgerător. Paginile, absolut tot se încarcă foarte, foarte rapid. Ok, browserul nu răspunde, nu știu de ce. Are aici o eroare. Probabil a început să facă tot felul de descărcări. Ia să vedem încă o dată. Știți că se descarcă, înseamnă că e prea mare pentru cât spațiu am pe stick. O să mai studiez problema. Oricum aplicațiile mici, uite, cred că asta e o aplicație mică. Haideți să vedem, se instalează foarte rapid. Uitați, 25 de mega. Asta este descărcarea. Descărcarea probabil nu merge chiar atât de bine, dar în momentul în care a descărcat-o, o instalează imediat fără nicio ezitare. Ați văzut? Imediat a instalat-o. N-a stat niciun pic la discuții. Puterea de procesare este foarte, foarte bună. Tot sistemul, per total, se mișcă extrem de bine. Aici avem setările. După cum vedeți, totul este fulgerător și nici n-am umblat la setări, n-am făcut absolut nimic. Dacă aș mai umbla și la, ia să vedem, build number, să activez ăsta, developer option, dar nu e ce să mai, nu e nevoie să mișcă atât de repede. De... Ia să vedem, pardon. Foarte rapid, foarte, foarte rapid. Încă o dată, scorul 105.000, un punctaj pe care probabil niciun dispozitiv actual cu Android nu l-a atins. Cam asta a fost pentru astăzi. Vom insista și cu altă ocazie asupra sistemului de operare Android rulat pe laptopuri, pe desktopuri și mai departe. Vom încerca să rezolvăm și problemele legate de sunet. De data asta văd că nu am probleme legate de sunet, totul merge foarte bine, dar am avut ceva probleme legate de sunet. Cam asta este, ăsta este tutorialul, așa rulează Android, ăsta este punctajul, un punctaj foarte mare. V-am spus, o să insistăm asupra sistemului de operare și puneți-ne pe rubrica de comentarii dacă aveți probleme cu rularea Androidului. Nu uitați, o să vă las tutorialul lui Adrian în care v-a arătat cum se face stick-ul cu Android. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cristi, voi ați fost la videotutorial.ro. Încă o dată vă mulțumesc. La revedere!